14 octombrie este zi mare pentru toți credincioșii ortodoxi care o sărbătoresc pe Sfânta Parascheva. După ce 10.000 de pelerini au mers în weekend la Iași, la moaștele Sfintei luni, s-au oficiat slujbe pentru cei care au vrut să se roage. Oamenii au rugat-o pe Sfântă să le aducă în primul rând sănătate și liniște sufletească. Credincioșii gălățeni au mers dis de dimineață în număr mare la biserica ce poartă hramul Sfintei Cuvioasă Parascheva din cartierul Micro 20. Aici oamenii au asistat la slujbă și s-au rugat la Sfântă pentru sănătate și liniște sufletească. Am venit să ne rugăm la Cuvioasa pentru sănătate, pentru copii, pentru ajutor în casă. Că e o sărbătoare foarte mare și am venit să ne rugăm pentru sănătate, pentru noi, pentru copii și pentru toată lumea. Mai ales pentru cei care au rămas fără case, care le-au murit cei apropiați. Sănătate pentru păcatele Dumnezeu. Copiii noștri, pentru ajutor, să fie sănătoși, să fie bine. Și ne rugăm pentru sănătate, pentru bunăstare copiilor. Sfânta Cuvioasă Parascheva este probabil cea mai iubită dintre sfinți, dacă este să judecăm după numărul impresionant de pelerini care se adună în fiecare an la moaștele sale. Acestea au fost aduse pe 14 octombrie 1641 la Iași. În jurul acestei sărbători există și o serie de superstiții din străbuni. Spre exemplu, astăzi nu se calcă, nu se coasă și nu se face mâncare. În Galați, peste 2000 de persoane sunt botezate după numele Sfintei.